Salut, prieteni, și bine ați venit în Bucătăria al Puiu. Azi m-am gândit să prepar un ostropel, de fapt. Cum îi spune? Sos sau ostropel? În fine. O să fie bun, atâta știu. Eu am aici 4 pulpe de pui, 200 de grame de pastă de roșii, avem nevoie de sare, boia, o să folosesc 3-4 cățe de usturoi, ceapă, cred că jumătate din ceapa asta, nu o să pun ceapă foarte mult, și piper. Să trecem la treabă. Cum tăiem pulpele? Într-o tigaie am pus ulei la încins și vom pune pulpele la prăjit. Cu sare. Și piper. Cât timp ele noastre se prăjesc, mă voi ocupa acum de ceapă. V-am zis, folosesc doar jumătate. Tai volum. Și le pregătesc înainte pentru a le prăji. Ceapa am tocat-o. Acum voi toca și usturoiul. Îl voi face așa. Se lovesc. După care îl voi toca. Și tocăm frumos. Am tocat și ceapa și usturoiul. Între timp, până se prăjesc pulpițele noastre, le-am întors deja pe o parte. O să vreau să fac o salată de varză, să vă arăt eu cum vă fac, cum o să fac salata de varză murată, cum îmi place mie. O să tocăm varza, frumos. Care aveți varză murată, nu ezitați să o folosiți, că e foarte sănătoasă și foarte bună. Mie unul îmi place la nebunie varza murată, salată. Deci cam așa. O tăiem cum ne pricepem, mai măricior, mai micuț, mai cum vrei. Ce bun e. Bun. Pun într-un castronel. Așa. Să pun piper. O să punem puțină boia de ardei dulce. Așa. Și secretul meu ăsta este hrean. O să rad puțin hrean aici. Îi dau un gust deosebit. Cât se dea gust. Pun hreanul și, nu în ultimul rând, ulei. Eu folosesc ulei de măsline acum. Puteți să puneți orice fel de ulei. Aceasta este salata mea de varză murată. Deci cam așa arată, dragii mei prieteni. Doamne, ce gustoasă este. Bun, mergem mai departe cu ostropelul. Pulpele noastre sunt prăjite. S-au prăjit destul de frumos. Acum le voi scoate. După ce am scos pulpele din tigaie, uleiul pe care l-am folosit de a prăji pulpele, nu-l arunc. O să folosesc cât o să-mi trebuiască mie pentru sos, pentru că acela e gustul puiului, sucul lui, acolo este. Deci o să folosesc cât cred eu că o să-mi trebuiască pentru sos. Uitați așa frumos, turnăm. Cam atât. Acum ne vom ocupa de sos. Punem ceapa pe care am tocat-o. Sau jumătate de ceapă. Atât folosesc la sosul acesta. O voi căli
un minut jumătate la foc mediu, după care adăugăm și pasta de roșii. Am călit ceapa, un minut jumătate, acum voi adăuga pasta noastră de roșii, aproximativ 180-200 de grame și vom lăsa la prăjit. După ce pasta de roșii s-a gătit, a prăjit și ea, într-un pahar, într-un vas, am pus o linguriță de amidon de porumb și apă. Am amestecat și voi adăuga peste bulion, peste pasta de roșii. Și lăsăm să dea un clocot, după care vom pune pulpițele. Dar acum o să vreau să și condimentez acest sos cu piper. Îmi place mai piperat puțin astăzi. Am cimbru, crenguțe. O să-i fac așa. Bun. Puțină boia de ardei. Puțină boia fumată. Și o foaie de dafin. Astea nu le-am prezentat la început, foaie de dafin și cu cimbrul. E opțional. Fiecare puneți după gust cât și ce doriți. Lăsăm să fiarbă puțin, după care vom adăuga și pulpele noastre. După ce a început să fiarbă sosul, acum voi adăuga și sarea. Deci am lăsat pasta de roșii să fiarbă. Acum voi adăuga doar o linguriță de sare, pentru că am condimentat și pulpele. Și apoi, la final, dregem, gustăm. Eu întotdeauna când fac sos, o să adaug și un vârf de linguriță de zahăr, pentru a-i lua din aciditatea sucului de roșii. Aici o să facem și o mămăliguță, pentru că merge foarte bine cu acest ostropel și cu salată de varză murată. Vedeți că sosul fierbe foarte bine și a căpătat o textură. Da? Okay. Acum vom pune pulpele aici în sos și le vom mai găti aproximativ 5-6 minute pentru a intra gustul. Se vine. Au fiert 5-6 minute împreună pulpele cu sosul. Acum voi adăuga și usturoiul și amestecăm. Mai lăsăm un minut, închidem focul și o să punem și verdeață. Eu o să pun și mărar și păprângean. Nu știu, eu văd bine. Se miră ok gustul de mărar cu acest sos. Cred că merge foarte bine. Așa am mănâncat. Mărar și păprângean la sos. La ostropel. Am stins focul. Sosul e gata. Acum voi pune și verdeață. Și lăsăm să se odihnească, că a obosit săracul. Până se face mămăliga, îl lăsăm așa la odihnit. Dragi prieteni, ostropelul e gata. Dacă vă place rețeta mea, dați-mi un like, apăsați și clopoțelul. Eu acum o să vreau să și gust. Deci ostropel cu mămăliguță caldă și cu salată de varză murată. Varză murată cu hrean. Ce bun este! Gustăm puțin. Șmecherie! Șmecherie, șmecherie! Vă doresc poftă mare! Vă mulțumesc că m-ați urmărit! Vă doresc poftă bună și ne vedem la următorul clip video.